Bună tuturor, sunt Cristina Costache, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de beauty. În videoclipul de astăzi este vorba despre recenzia noului Fondant All Hours Foundation de la YSL. Deși am mai filmat acum 3-4 ani, cred că, un videoclip pe același subiect, am decis să revin cu un nou review, deoarece acest fondant a fost reformulat, cred că pe la începutul anului 2023, dacă nu mă înșel. Eu l-am cumpărat pe la sfârșitul anului 2023. A fost un fondant care mi-a plăcut foarte mult, de aceea m-am gândit să testez și noua versiune și să văd dacă sunt de aceeași părere. Așa că, după cum v-am obișnuit, astăzi vorbim despre textura îmbunătățită, despre nuanțele care au fost schimbate, despre ingrediente. Așa că, dacă vă interesează subiectul și vreți să vedeți care sunt impresiile despre acest fond de ten, rămâneți în continuare alături de mine. Dar, desigur, înainte de asta, apăsați pe butonul de like și abonați-vă la canalul meu de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, dați click și pe clopoțel dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când postez un tutorial de machiaj, un haul cu produse de skincare sau make-up, un clip cu produse terminate sau cu favorite și tot ce înseamnă beauty. Hai să începem cu această sticluță care este foarte frumoasă. Recunosc că îmi place mult mai mult noul ambalaj decât cel vechi și o să vă atașez o poză aici cu ambalajul vechi pentru că, deși credeam eu că mai am ambalajul vechi pe undeva prin casă, l-am căutat și nu l-am găsit, dar ce contează când internetul este plin de poze. Are o sticluță dintr-o sticlă foarte masivă. Îmi place foarte mult detaliul acesta de aici, de pe căpăcel, și anume YSL. Din câte vedeți, așa și se numește All Hours Foundation Matte Lumino, Luminos Matte. Aici pe spate cam așa arată. Scrie în franceză și în engleză. All Day Long Wear, Full Cover, Breathable Texture, Couture Finish, SPF 39. Fonul de ten costă 38 de lire și are 25 de ml, spre deosebire de alte fonuri de ten. Cred că majoritatea fonurilor de ten au 30 de ml. Ei bine, acesta are 25. Why not? Știu că și versiunea veche tot 25 de ml avea. Mă gândeam eu că poate noul fond de ten o să aibă 30 de ml, dar nu. S-au gândit ei poate că 5 ml sunt în plus. Eu l-am cumpărat în nuanța LN1 și cred că este cea mai deschisă nuanță și să știți că l-am cumpărat așa pe ghicite. L-am cumpărat în aeroport. Cred că acesta era singurul fond de ten de acolo care nu avea testere, dar chiar îmi doream foarte mult să mi-l cumpăr pentru că foarte rar ajung aici în magazine, în special în Brighton, pentru că acolo găsesc un asortiment mult mai mare în magazinul mare Boots și fiindcă Beauty Advisor-ul m-a lăsat măcar să deschid așa pompița aceasta și să mă uit la nuanță fără să ating produsul, m-am gândit eu că nuanța L1 o să-mi fie potrivită, pentru că de obicei cam cunosc așa la ochi toate nuanțele care mi se potrivesc și să știți că nu am dat greș. Desigur că nu vă recomand să faceți acest lucru. Eu întotdeauna, chiar dacă fonul de ten poate să aibă o nuanță mai greșită, în care să nu mi se potrivească neapărat, eu întotdeauna găsesc cum să-l folosesc, pentru că îl mixez cu alte produse și întotdeauna îi găsesc loc în kitul meu de make-up artist, în special dacă îmi place formula. Important este să-mi placă formula și textura și să reziste bine, că de nuanță nu fac neapărat griji. Și înainte să vă spun care sunt impresiile mele despre acest fond de ten și înainte să-l aplic pe față și să-i testăm împreună rezistența pe parcursul zilei, vreau să vă citesc câteva informații despre site-ul oficial Yves Saint Laurent. All Hours Foundation este un fond de ten cu acoperire full coverage, adică cu acoperire mare, cu rezistență de 24 de ore, are o textură lightweight, adică lejeră, și este infuzat cu acid hialuronic. De asemenea, spun că noua formulă este mai confortabilă și mai breathable, adică mai ușor de respirat. Tenul poate să respire mult mai ușor cu această formulă. Se simte ca și cum nu ai aplicat nimic pe față. Fiindcă este infuzat cu acid hialuronic, această formulă oferă hidratare pielii întreaga zi. Astfel, pielea se simte mult mai moale, mai netedă și mai hidratată. Este un fond de ten rezistent la transfer, la apă și la transpirație. Oferă un aspect perfect tenului și fresh, și un finish natural, luminos, mat de 24 de ore. Și atunci când vine vorba despre nuanțe, să știți că la început, văzând că scrie LN1, mă gândeam ce mai înseamnă și el, pentru că până acum niciodată n-am mai văzut la fonul de ten să scrie și litera L, pentru că de obicei găsim litere precum N, adică de la neutral, C de la cool și W de la warm. Ei bine, după ce am citit aici informația de la ei pe site, pentru că explică foarte clar și chiar îmi place acest lucru și am văzut că majoritatea site-urilor oficiale
chiar spun chestii detaliate despre produsele lor. De obicei, atunci când vreau să aflu niște informații despre un produs, întotdeauna intru pe site-urile oficiale, pentru că acolo poți găsi cea mai detaliată informație. Și aici, despre nuanță, ei spun că prima literă, adică L, reprezintă tonul pielii, adică light, medium sau deep. Light, ceea ce înseamnă ten deschis, medium, ce înseamnă ten mediu și deep, ceea ce înseamnă ten închis. A doua literă reprezintă subtonul și anume cool, neutral sau warm. Cool, ceea ce înseamnă că aveți un subton rece. N, neutral, ceea ce înseamnă că aveți subton neutru și W, warm, ceea ce înseamnă că aveți subton cald. În dependență de tonul pielii voastre și subtonul pielii voastre, vă alegeți nuanța potrivită. Și din câte văd aici, în tabelul lor, din nou, o să vă atașez imaginea cu nuanțele și ceea ce mi-a plăcut din nou la imaginea de la ei de pe site este că ambele fonduri de ten, nuanțele vechi al acestui fond de ten și nuanțele noi și cumva care sunt nuanțele similare, da? Doar că nu mi se pare că se aseamănă nuanțele, nu știu din ce cauză, pentru că nuanța pe care am avut-o eu la vechiul fond de ten a fost BD20 și dacă mă uit aici în dreptul nuanței vechi BD20, scrie LW4, ceea ce cred că ar fi destul de închis. Dacă mi-aduc bine aminte, nuanța pe care am avut-o eu nu era atât de închisă. Într-adevăr, avea mai mult pigment galben, dar era așa, o nuanță deschisă. Și după cum am spus și mai devreme, de data aceasta mi-am cumpărat nuanța LN1 și dacă mă uit aici în tabel, într-adevăr, face parte din categoria fonurilor de ten deschise cu subton neutru și este a doua nuanță, ceea ce înseamnă că este o nuanță destul de deschisă și este o nuanță, din punctul meu de vedere, potrivită tenurilor super palide. Acum, pe timp de iarnă, pot să zic că este o nuanță destul de potrivită pentru mine, dar pe timpul verii, cu siguranță, ar fi o nuanță foarte palidă. Dar, de regulă, eu folosesc acest fond de ten în combinație cu un fond de ten mai hidratant, pentru că, în special, pe timpul iernii nu pot să-l folosesc de unul singur pe tenul meu, pentru că tenul meu este destul de deshidratat, în special iarna, și parcă mi-accentuează un pic uscăciunile, nu se aranjează și nu arată de bine, pentru că este un fond de ten mat. La capitolul textură, este una destul de fluidă și o să fac așa să vedeți, vedeți cât de lichidă este? Cam așa arată nuanța LN1. Este una destul de deschisă din câte vedeți. Și dacă o să-l masez așa, cu degetul, uitați cât de lightweight este. Are o textură super lejeră, ca și cum este un fond de ten cu textură de serum, ceva de genul. Este super, super lichid, dar totuși acoperirea este una foarte, foarte bună, pentru că este destul de pigmentat. Și cam ca majoritatea fondurilor de ten care sunt pigmentate, oxidează, dar pot să vă zic că oxidează foarte, foarte puțin. Cred că se închide doar cu un ton. Pe când, dacă vă amintiți, în review-ul fondului de ten de la Lancome, Taint Idol Ultra Wear, și acel fond de ten oxidează, dar cred că se închide undeva cu 2-3 nuanțe, ceva de genul. O să observați acest lucru atunci când aplicați prima dată o pompiță și trec câteva minute și dacă mai adăugați din nou fond de ten, o să vedeți că cantitatea pe care ați adăugat-o mai apoi va fi puțin de tot mai deschisă. Nuanța LN1 este o nuanță deschisă cu subton neutru, potrivită tenurilor palide în special. Și ca nuanțe deschise mai sunt aici. Cred că prima nuanță cea mai deschisă este LC1 și cred că are subton rece pentru că a doua literă este C. După care vine LN1, aceasta pe care o am eu, după care vine LN3, apoi LC5, LW1, W, ceea ce înseamnă că este o nuanță ce conține mai mult pigment galben, apoi LN8, LW7, LW4, nu înțeleg de ce vine mai întâi de toate LW7 și apoi 4, cumva numerele, deși aici scrie că numerele reprezintă intensitatea nuanței, adică cât de închisă este sau cât de deschisă. Și apoi vin nuanțele medium, care încep cu M, MN5, MN7 și multe altele și apoi vin nuanțele închise, adică pentru tenurile de culoare și încep cu DW1, DW2 și așa mai departe. La capitolul miros, miroase atât de frumos și fondul de ten vechi mirosea și are același miros.
Are parfum. Este un fond de ten ce conține parfum și o să vă vorbesc mai mult despre asta atunci când vorbim despre ingrediente. Dar nu pot să vă zic că acest parfum mă deranjează atât de mult. Plus că eu acest fond de ten nu prea îl port zi cu zi, adică nu în fiecare zi. În primul rând pentru că este un pic prea mat pentru mine, iar în al doilea rând pentru că conține parfum și eu am un ten sensibil. Așa că dacă aveți un ten sensibil, eu vă recomand să optați pentru un fond de ten care nu conține parfum de zi cu zi. Iar fondul de ten de genul acesta ce conțin parfum și care rezistă foarte bine, cum este acest All Hours Foundation, să optați pentru evenimente. Dacă aveți un fond de ten foarte bun și rezistent și fiindcă este un fond de ten destul de scumpicel, poate să-l țineți doar pentru evenimente, doar la ocazii speciale, ca totuși să nu-l cheltuiți atât de repede. În general, eu nu prea cheltui foarte repede fondurile de ten, pentru că eu am mai multe și nu aplic în fiecare zi același fond de ten. Iar acum o să verific ingredientele împreună cu voi, atât la versiunea nouă cât și la versiunea veche. Și mai întâi de toate o să vă spun ce conținea versiunea veche. Primul ingredient era un factor de protecție, chimic. Al patrulea ingredient, alcoolul de nat. Ca și ingredient benefic conținea glicerină. Și în rest, alte ingrediente benefice. Mai conținea un extract de shea și cam atât. Și parfumul se găsea la mijlocul ingredientelor, ceea ce înseamnă că era într-o cantitate mult mai mare. Dacă e să mă uit la noua versiune, la ingrediente, s-au schimbat destul de mult, pot să zic. Primul ingredient este apa, deși mai conține și factor de protecție, totuși s-au gândit ei ca primul ingredient să pună apa, după care al patrulea ingredient din nou, alcoolul de nat. Și prima variantă și a doua variantă conține alcool de nat, ceea ce, din nou, de zi cu zi, dacă aveți tenul sensibil, nu știu dacă o să vi se potrivească neapărat. După care este un factor de protecție chimic și apoi, la noua variantă, au introdus un factor de protecție mineral, și anume titanium dioxid, care este foarte lăudat, este un ingredient foarte bun, în special potrivit tenurilor sensibile. Ca și ingrediente benefice, au introdus, pe lângă glicerină, pentru că conține și glicerină, au introdus vitamina E, extract de iasomie, acid hialuronic, extract de citrice și încă un extract care nu știu cum se numește, Jania Rubens extract, ceva de genul, și parfumul este ultimul ingredient. Ceea ce înseamnă că în noua versiune nu se mai găsește parfumul într-o cantitate atât de mare, ceea ce este foarte bine, în special pentru tenurile sensibile. Nu conține ulei și nu are niciun ingredient comedogenic, ceea ce înseamnă că este potrivit tenurilor predispuse la acne, pentru că nu blochează porii și nu provoacă acne. O să trec deja la aplicarea fondului de ten și nu știu cum fac, că de fiecare dată când trebuie să filmez un review despre un fond de ten, parcă îmi apar mai multe chestii pe față și vin în fața voastră cu cicatrici, deși nu fac intenționat, dar totuși cred că este mult mai bine acest lucru, pentru că astfel vedeți și voi cât de bine acoperă un fond de ten. Și înainte să-mi aplic fondul de ten, desigur că o să-mi pregătesc tenul, deși am făcut odată acest lucru de dimineață, dar vreau să-mi șterg toate produsele cu apă micelară mai întâi de toate și să vin din nou cu crema mea hidratantă și cu serumul, deoarece astăzi de dimineață mi-am simțit un pic tenul, că mă ustură, că este un pic iritat. Întotdeauna când am puțin acne, tenul meu este mult mai sensibil și mult mai iritat și am observat din ce cauză îmi tot apar chestii în ultima perioadă. Și asta este pentru că am tot aplicat acel stick cu SPF de la Beauty of Jezion, despre care v-am vorbit, cred că, în machiajul de iarnă, așa că am încetat să-l mai folosesc pentru că nu îmi place să am chestii pe față, să mă apare chestii. Și o să iau o cotonetă cu apa micelară de la Simple și o să-mi șterg fața. O să o demachiez pentru că am ieșit și pe afară, am transpirat și pot să zic că s-au pus impurități de câteva ore și întotdeauna trebuie să aplicăm fondul de ten pe un ten foarte bine curățat și hidratat. Și întotdeauna când folosesc o apă micelară, fie pe mine sau pe cliente, mai vin după aceea și cu un toner, pentru că chiar dacă brandul scrie pe ambalaj că nu se clătește această apă micelară, mie întotdeauna îmi place să o îndepărtez pentru că nu este bine să rămână apa micelară pe ten. Așa că o să folosesc acest toner, acest mist sub formă de spray de la Mario Bădescu. Este un produs ok, dar pot să zic că mă deranjează un pic parfumul, dar nu am altul momentan, așa că îl folosesc pe el și iau o dischetă curată și îndepărtez. Adică șterg apa micelară.
Mai vin încă o dată cu spray, astfel încât tenul să fie un pic umed înainte de a aplica serumul meu cu acid hialuronic. L-am cumpărat din nou pe acesta de la The Inkylist și aplic foarte puțin produs și anume cam atât. Nu o să aplic foarte mult pentru că atunci când exagerez cu acest produs am observat că poate să apară niște frecăție atunci când aplic și crema hidratantă și fondul de ten, dar nu întotdeauna. Am observat mai mult că se întâmplă când aplic prea mult produs. Și aplic peste tot pentru că acest produs nu conține parfum și îmi place să-mi hidratez foarte bine tenul, mai ales când este sensibil și iritat. O să aplic și puțină cremă de ochi, o folosesc tot pe aceasta de la Cosrx și o să folosesc anume produsele din rutina mea de dimineață pentru că eu de zi cu zi, dar chiar și la machiajul meu de seară, folosesc mai mult produse de skincare, nu prea optez pentru primere. De aceea vreau să vă arăt cum rezistă acest fond de ten pe produsele mele pe care le aplic de zi cu zi. V-am mai spus de multe ori că ceea ce este important atunci când vine vorba despre alegerea produselor hidratante înaintea fondului de ten este ca acestea să aibă o textură potrivită pe care să se aranjeze foarte bine și machiajul, adică și fondul de ten. Și o să aplic și o cantitate cât un bob de mazăre din această cremă de la Neutrogena Hydro Boost Gel Cream. Crema aceasta este destul de hidratantă și are un finish puțin lipicios, ceea ce va face ca acest fond de ten să se aranjeze foarte bine, mai ales că este un fond de ten mat. Și de regulă atunci când optez pentru un fond de ten mai mat, îmi place să aplic o cremă mai hidratantă. Și o să aplic undeva o pompiță sau două. Și o să aplic mai întâi fondul de ten pe jumătate de față, ca să vedeți cât de bine acoperă. Și aplic cum fac de fiecare dată. Mai întâi de toate distribui fondul de ten cu degetul pe față. Și apoi vin cu burețelul. Puteți să aplicați acest fond de ten și cu pensula, doar că eu optez pentru burețel. În primul rând pentru că pe acesta îl folosesc de zi cu zi cel mai des și în al doilea rând pentru că tenul meu este un pic iritat acum și dacă vin cu pensula, îl irit și mai tare. Și apoi este umplut foarte bine produsul pe tot tenul. Și după cum am obișnuit, îmi place întotdeauna atunci când filmez un review despre un anumit fond de ten să-l folosesc de unul singur, adică să nu mai vin cu concealer, să nu mai vin cu pudră, mai ales atunci când vine vorba despre un fond de ten rezistent. De aceea o să-l aplic și în zona de sub ochi și pe pleoape. Și aleg să fac acest lucru pentru că foarte puține persoane îmi folosesc foarte multe produse de zi cu zi. De aceea, atunci când ne alegem un fond de ten pe care să-l purtăm de zi cu zi, este foarte important ca acesta să reziste. Mai ales dacă avem un ten mix pe gras și gras și avem problemă cu fondurile de ten că de obicei nu rezistă. Și așa și m-am gândit pentru că îmi simt un pic tenul prea uscat în unele zone. În zonele uscate se vede că fondul de ten este prea mat. De aceea eu nu prea folosesc acest fond de ten în special când îmi simt tenul prea uscat, prea deshidratat, prea sensibil, prea iritat. Pentru că acest fond de ten, spre deosebire de cel de la Lancome Taint Idol Ultra Wear, nu arată bine pe un ten deshidratat. Foarte puține produse de pe piață care sunt super rezistente arată bine și pe tenul deshidratat. De aceea, acel fond de ten de la Lancome este preferatul meu în special pentru acest lucru. Dar îmi place foarte mult cum arată și acest fond de ten de la Isele, doar că eu de regulă îl folosesc pe tenul meu atunci când este mai gras, și anume în sezonul cald, sau pe tenurile grase, foarte grase în special, atunci când vine vorba despre modele și cliente. Și chiar dacă are o textură super, super light, are o acoperire medie spre mare, construibilă. Se pare totuși că de zi cu zi, două pompițe pe tot tenul sunt suficiente. Dar totuși astăzi vreau să acopăr cât de bine pot eu aceste imperfecțiuni și cicatrici, de aceea aplic mai mult produs. Și este un pes frumos și spre gât, pentru că niciodată nu mă opresc cu fondul de ten aici, da? Chiar dacă port pullover. Și cu ce mai rămas pe burețel, foarte puțin produs, aplic și aici pe pleoape, pentru că totuși nu vreau să-mi încarc pleoapa. Și cam aceasta este acoperirea cu două pompițe pe jumătate de față. Din câte vedeți, arată super, super natural și a acoperit destul de bine. Și o să aplic din nou două picături și pe cealaltă parte.
Și atunci când vine vorba despre niște fonuri de ten mate și care sunt destul de rezistente, care se fixează, vă sugerez să aplicați mai repede aceste produse, pentru că ele se fixează și dacă stați prea mult, de regulă eu stau prea mult atunci când filmez, pentru că de zi cu zi imediat le aplic, dar dacă stați prea mult cu ele, s-ar putea ca produsul să se usuce în unele zone și să nu se aplice uniform. Am aplicat fonul de ten pe tot tenul și cam așa arată, dar totuși vreau să acopăr mult mai bine zona de sub ochi pentru că n-am ajuns acolo foarte bine cu brățelul. Și o să iau foarte, foarte puțin produs, un pic din câte vedeți. O pensulă plată, mai micuță, și o să vin în punctele acestea mai închise, unde de regulă aplic concealerul, ca să acopăr mult mai bine. Și aici în zona de sub ochi și să întind mult mai bine concealerul pentru că atunci când o să se fixeze să nu fie adunat aici în riduri. Și ținând cont de faptul că nu o să fixez zona de sub ochi cu pudră, aplic aici în zona de sub ochi mai puțin produs pentru că dacă e mult produs o să se adune mult mai mult și mult mai repede. Și o să fixez doar pleoapele cu pudră pentru că acolo o să aplic farduri și dacă nu fixez mai întâi de toate pleoapele cu pudră, nu o să se aplice în primul rând fardurile bine și de asemenea o să se adune pe parcursul zilei fonul de ten în cute, ceea ce nu-mi doresc. Și dacă aveți cicatrici, luați un pic de fond de ten pe deget și mai veniți încă o dată peste acestea și lăsați să se fixeze. Nu veniți de multe ori cu brățelul pe cicatrici pentru că o să se ia produsul. Dacă insistați, în loc să acoperiți, o să se ia. Așa că mai bine aplicați puțin produs, lăsați foarte bine să se fixeze și apoi fie cu degetul, îi sumpați marginile, fie cu brățelul, foarte, foarte atent. Iar acum mai vin încă o dată cu brățelul aici, în zona de sub ochi și îi stumpez mult mai bine fonul de ten, ca să fie cât mai uniform înainte de a se fixa. Și pot să vă zic că acest fond de ten este destul de flexibil pentru că nu se fixează atât de repede. Și cam așa se prezintă fonul de ten pe tenul meu mic spre gras, foarte gras în zona T și normal spre uscat în zona obrajilor, care momentan este tenul meu și deshidratat, în special pe lateralele feței și în zona U. Îmi place foarte mult cum arată, este super, super natural și îmi place că a acoperit foarte bine și imperfecțiunile. Și am aplicat 4 pompițe, eu cred că 4 pompițe sunt suficiente pentru o acoperire mare. Am aplicat fonul de ten la ora 2 și vreau să-i testez împreună cu voi rezistența pe parcursul zilei, de aceea mai întâi de toate o să-mi continui machiajul și revin apoi cu impresii. You draw me in slowly. Brown eyes stare at me boldly. I wanna take a chance on you. Real life loving you so true. I want long talks, Friday nights, kissing by the poolside. All night, 2 a.m. clear skies, dancing under shining lights. All night. Tell me why I can't sleep without you at my side. You got me feeling like a fool when you pick these fights. Dragilor, au trecut 2 ore de la aplicarea fonului de ten și pot să vă zic că s-a aranjat mult mai bine pe ten odată ce trece mai mult timp. Desigur că fonul de ten se adaptează mai bine cu pielea și arată mult mai frumos, mai ales dacă este un fond de ten mat. Cam așa se prezintă fonul de ten pe tenul meu acum. Pot să zic că nu prea se mai văd uscăciunile acele de mai devreme pentru că, v-am spus, poate s-a mai secretat puțin sebum și și-a revenit lucul meu natural. Mi-a făcut și un machiaj foarte lejer, din câte ați văzut pe ten am aplicat doar bronzer și atât, fără iluminator, fără blush și bronzerul l-am aplicat așa cu mișcare de tapotare, fiindcă n-am fixat mai devreme fonul de ten cu pudră. Fonul de ten s-a fixat, să știți că n-a rămas lipicios foarte, foarte puțin și chiar dacă a rămas puțin de tot lipicios, din câte vedeți nu se ia fonul de ten pe mână, adică este fixat și rămâne acolo întreaga zi. De asemenea, nici în zona de sub ochi n-am mai aplicat nimic, nici pudră. S-a fixat și arată foarte bine, plus că pot să zic doar că înainte să-mi fac machiajul ochilor, aici, aproape de pleoapa inferioară, părea că este un pic de tot mai adunat
fiindcă acolo sunt ridurile, evident că acolo se adunce mai mult produsul, dar odată ce am aplicat fardul de pe ape sub working, te vedeți, nu mai pare nimic adunat și arată totul foarte bine. Desigur că o să mai revin după câteva ore să vedeți cum arată fonul de ten și cum se comportă. Dragilor, este ora 6 și au trecut deja 4 ore de la aplicarea fonului de ten și vreau să vedeți cum arată. Mi se pare că acum arată cel mai bine de până acum, mi se pare că este impecabil, efectiv, tenul meu nu mai pare atât de mat, doar undeva pe aici sunt încă niște chestii așa mai uscate și în jurul gurii, pentru că vorbesc și mi se adună puțin fonul de ten în riduri, evident, plus că zonele acestea sunt mai uscate. Dar în rest, uitați cât de natural și frumos arată. Chiar dacă acoperi foarte bine, nu are efect de mască și este practic unul cu pielea. Și chiar dacă la început pare că are un finish destul de mat, desigur că pe parcursul zilei, odată ce iese sebumul la suprafață, are un finish un pic mai luminos. Și dacă vreți într-adevăr să vedeți dacă acest fond de ten este rezistent la transfer, nu vă recomand să aplicați față. Mai bine îl aplicați pe mână, lăsați desigur să se fixeze mai mult timp, undeva vreo jumătate de oră, după aceea faceți așa. Uitați. Vedeți, s-a mai întins puțin și pe mână s-a luat, dar am plecat foarte tare. Totuși, nu pot să zic că este un fond de ten care nu se ia deloc la transfer, dar totuși este foarte rezistent și nu se ia deloc de pe față dacă nu atingi fața, desigur. Chiar dacă l-am fricat, mai mult de atât nu se ia și să știți, dacă o să-l puneți sub jetul de apă, la fel nu se ia. Se ia doar în cazul în care puneți săpun și frecați. Iar la capitolul confort, pot să zic că mă strânge puțin de tot doar în zona U, pentru că doar această zonă o am puțin mai uscată, în rest se simte super confortabil. Dragilor, am revenit după 8 ore de la aplicarea fonului de ten și o să mă dau puțin mai aproape ca să vedeți cum arată el. Îmi place foarte mult cum arată în zona obrajilor, pe frunte, în zona porilor, adică fonul de ten încă este acolo, încă este super rezistent și din punctul meu de vedere, atunci când un fond de ten rezistă 8 ore, rezistă și mai mult de atât și acest fond de ten este unul dintre ele. Ceea ce nu-mi place este aici în zona gurii, în primul rând pentru că am vorbit foarte mult, în al doilea rând pentru că am mâncat și în al treilea rând pentru că zona aceasta la mine este cea mai uscată și în special dacă port un fond de ten mat. Deci, efectiv, la sfârșitul zilei am aici așa niște crăpături, parcă mai ales că am aici niște cicatrici, o piele mai sensibilă, mai subțirică. Uitați cum se vede niște crăpături, ca și cum sunt... Vedeți pe aici? Acest lucru se întâmplă în cazul în care aveți un ten uscat și folosiți un fond de ten mat. De aceea, fonurile de ten mate nu sunt potrivite pentru tenurile uscate. Și aici pe frunte s-a adunat puțin în riduri, foarte, foarte puțin, pentru că sunt foarte expresivă și dacă mai ridic așa, plus că n-am aplicat nici pudră și nu știu cum să fac să vedeți mai bine aici în zona de suport, dar din câte vedeți sunt un pic mai neagră, asta pentru că nu a fost fixată zona de suport cu pudră și a curs un pic de mascara, pentru că am uitat și am aplicat în zona de suport. Pentru că, de regulă, dacă nu aplic pudră în zona de suport, nu aplic mascara pe genele inferioare. Și, dragilor, cam acestea au fost impresiile mele despre All Hours de la YSL și ca să generalizez în câteva cuvinte, pot spune că acest fond de ten își merită banii cu siguranță, mai ales noua versiune. Chiar îmi place mult mai mult decât cel vechi, în primul rând pentru că conține mult mai multe ingrediente benefice tenului și desigur că întotdeauna eu o să aleg un produs cu mai multe ingrediente de skincare, plus că din punctul meu de vedere, dacă un fond de ten este mai scump, trebuie să conține și mai multe ingrediente benefice. De asemenea, ambalajul este mult mai frumos și mai luxos, iar la capitolul rezistență nu mai am ce să zic, rezistă foarte, foarte bine pe ten. De aceea, dacă aveți un ten normal, un ten mix pe gras și gras, vă-l recomand cu mare drag. Sper tare mult că v-a plăcut videoclipul de astăzi, dacă da, desigur puteți să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. De asemenea, dați click și pe clopoțel dacă vreți să fiți mereu la curent cu fiecare videoclip pe care îl postez. De asemenea, puteți să mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok, pentru că și acolo sunt destul de activă. Să aveți în continuare o zi sau o seară minunată. Noi ne vedem joia viitoare. Pa, pa!